Oameni buni, ne-am adunat astăzi aici ca să mă sinucid. Deși e posibil să fie adevărată toată chestia. Adică nenea Colpiruț m-a provocat să fac un traseu cu Elytra. Practic, nu-i foarte mare, e un traseu micuț. Din ce țin eu minte, o zburat de aici cumva și o intrat prin magazinul lui, dacă țin eu bine minte. Jesus, that's gonna be hard. Și de acolo s-a dus și a intrat pe la portal și a ieșit și a ajuns cumva pe turnul Câșupă. Pentru că mi s-a părut un picuț cam prea simplu traseul lui Colpir, am zis să îi mai adaug ceva și practic să ne luăm zborul de pe de pe balonul ăsta de la Sobrado. Nu mai știu cum, era un cuvânt pentru chestia asta. Tot ce îmi vine în cap în momentul de față este Gear of Reporting din Red Alert 2. Nu mai știu exact cum îi zicea la balonul ăsta, dar mă rog, știu că era un cuvânt pentru el. Și să ne luăm zborul de aici, să zburăm pe acolo prin crepătura aia de la de la Macara, după aia să ne întoarcem așa, mergem pe aici așa, trecem prin chestia aia de acolo de la Ciuncio, pe acolo, și mă gândesc că, dar nu cred că ar fi un picuț cam greu să intri de acolo prin aia și de acolo să te duci. Hai să vedem. De asta mi-am și luat, aveam două toteme pe aici pe acolo, le-am găsit, le-am luat pe astea două și că sunt destul de idiot încât să mor, așa că am zis să-mi iau două toteme, o fandaien cu mine. Deci practic vreau să trecem, auci, pe aici, să mergem pe aici, frumușel, după care să ne întoarcem, nu avem nicio șansă să facem treaba asta. Să venim pe aici. De aici. Na. Boys and girls, dubla 2. Ia să vedem. Venim pe aici. Bine, nu cred că trebuie să mă duc chiar așa departe, dar dacă vrei să nimerești gaura, cred că ar fi ok să te duci și departe. Ok, viroată. Bun, bun, bun. Nu cred că am nicio șansă să intru din chestia asta de la Ciuncio de aici. Să fac cumva să intru. Ba da! Perfect! Pe acolo, după care ferim copacul, intrăm pe aici. Get the fuck out of here! Și nu m-am bătut de nimica! Și ajungem pe sediu Câșupă. Pleacă, bă, băiatule, bă, cine e Barosanu? Cine e Barosanu? Cine e Barosanu? Cine e șeful? Cine e șeful? Boss, dă, boss, dă! Ce știți voi, bă, băiatule, bă, băiatule? Darkule, te provoc pe tine să faci acest traseu. Și dacă poți să-l îmbunătățești, my friend, chiar îmi doresc chestia asta, dar în următorul episod trebuie să-ți încep episodul făcând traseul ăsta. Așadar, și prin urmare, după ce am reușit să facem acel minunat traseu cu Elytra, Doamne Dumnezeule, Darkule, ai face bine să nu mor când îl faci. Jesus. Am venit un picuț în Nether. Mi-am luat un shulker plin cu lemn și cred că ar cam trebui să ne apucăm de treabă. Să rezolvăm stâlpii ăștia, practic, până în capăt. Sunt, ia să vedem, 2, 4, 6, mulți. Mai bun, nu m-aș fi așteptat niciodată să fie chiar atât de meticuloasă treaba asta. Adică, într-adevăr, da, îmi place că ai de făcut chestii și interesant și trebuie să pui blocuri și când o să iasă, când o să fie produsul finit exact așa cum e în capătul ăla, o să fie genial. Dar, dude, mor cu zile aici, mă jur, mor cu zile. Stau și am videoclipuri pe al doilea monitor și așa mai departe, dar și mor cu zile aici. În schimb, am ajuns în punctul ăsta aici. Practic am zis că iau o fușie din asta, mă duc cu ea până în capăt și după aia vine înapoi cu aia la altă fușie ca să o termin, dar am ajuns în punctul ăsta. Ăsta e tunelul care duce la spawnerul lui Ratonel, spawnerul lui de monștri. Și am văzut recent, nu de foarte mult timp, cred că săptămâna trecută sau săptămâna asta, nu mai știu sigur, am văzut filmul Aladdin. Pentru care nu l-ați văzut, super filmul, merită văzut. Și în filmul respectiv există o peșteră care se numește Peștera Minunilor sau ceva de genul ăla, Cave of Wonders or something, I don't know. Nu mai țin minte exact denumirea ei. Și peștera respectivă are ca și intrare o gură de leu. Acum, nu aș zice eu că seamănă asta 100% cu o gură de leu, ce-am făcut eu aici, dar totuși,
cât de cât, adică avem 4 molari sau canini, nu, cred că canini le zice. Nu mai știu, în fine, 4 dinți mari cu care să înfoști, bine zic, cu, mă bat cuvintele în momentul de față, cu care să înșfaci, să prinzi carnea, prada, între ei. Și aici avem 2 măseluțe și aici 2 dinți mai micuți, pentru că al treilea, bine, aș putea să-l pun și pe al treilea, dar arăta ciudat. Adică, ar fi o dantură din aia prea perfectă, știi? Pentru tigrișorul nostru. Ce aș putea să fac în schimb, uite că acum mi-a și venit ideea că sunt aici cu voi, aș putea să pun... There we go. Mor. Da. Dacă stau bine să mă gândesc, stai să vedem. Stau ca prostul și râd singur aici, zici că am băut ceva în puii mei de dimineață, voi să-i stâmpiți, mă. Aoleu. Dar arată prea ciudat, mă jur, frate, nici n-ai cum. N-ai cum să nu râzi. E atât de amuzant. Mi-a luat și un trapdoor cu mine, am zis, nu un trapdoor, un fence gate, am zis că poate, du-te, frate, de aici. Zici că e un leu știrb în puii mei. Poate pe ăla din... Dar nu, nu. Nu. Sau să-l las pe ăsta. Așa. Dintele ar trebui să iasă acum. Dintele de lapte, what the fuck. Hai că m-am distrat pe 5 cu toată chestia asta, mă jur. Ce vreau să zic? Da, cred că o să las așa, practic, chestia asta de aici și înăuntru aici o să mai lucrăm, o să-i facem o limbuță la tigru nostru sau leu sau whatever o fi. E prea mic spațiu, dude, ca să poți să faci o chestie ca lumea să arate mișto, e prea mic spațiu. Mă gândesc cumva, deși acolo ar trebui să vină năsucul, mă gândesc cumva să-i fac 2 ochi, unul aici cumva, care să fie pe diagonală, mă rog, să fie ceva în genul să înceapă de aici și să vină așa în partea asta și așa cumva să vină ochiul. O să fie greu, o să fie greu. Știi, gen, măcar să fie definit un cumva din lemn în așa fel încât să arate practic aproape ca și 2 ochi și o să le pun 2 restul în lampuri înăuntru sau ceva de genul ăla ca să se vadă printre frunze cumva or whatnot. Oricum, o să mai detaliem noi toată șmecheria asta de aici. Vreau să mă duc să-mi continui treaba, că dacă nu, până mâine dimineață, cred că nu termin aici cu toată nebunia asta. Bine, deși nu plănuiesc să termin practic tot tunelul în episodul ăsta, dar, hei, avem intrare în peșteră. Sincer să fiu cu voi, cred că ar fi timpul să luăm un picuț de pauză de la tot construitul ăsta Nether și să ne mai relaxăm un picuț creierul și să vă arătăm un picuț ce am făcut pe live-ul de aseară. Țaca, paca, digi, digi. M-am creat o fermă de mobi. Nu chiar. Ok. Astea sunt cadouri de la Blue, da? Avem 2 antene aici pe portal. O să le spargem noi într-o bună zi. Și în mare parte, cam tot perimetrul este gata spart. Practic avem toți pereții ăștia de pe aici sparți. N-am mai pus negru încă, dar o să ajungem și în punctul ăla. Peretele ăsta e spart de aici și toată nebunia asta de aici este din nou spartă. Tot ce mai avem de spart sunt chestiile astea de mijloc și ne-am dat niște daune totale la bază aseară. Pentru cei care n-ați fost pe live, oh, doamne, doamne, îmi pare rău pentru voi, dar... Puteți să revedeți live-ul în reluare dacă vreți, doar dacă dați join la canal și aveți membru, frățiorul sau mai sus. Așa că, prin urmare, am reușit cumva să spargem chestia de acolo. Aia nu a fost așa o mare problemă, dar am reușit cumva să spargem o bucată de aici, din tavanul ăsta. Am reușit să spargem, practic, chestia asta de aici. Lucky, lucky what I found. Am făcut o gaură în tunelul prin care picau vrăjitoarele. Și au, cum, nu vreau să mă bat cu aia. Nu vreau să mă bat cu aia. Așa. Ferma noastră de Netherward o suferi și asta daune majore. Adică practic a făcut o gaură în ea. Uite acolo și a făcut o gaură și acolo. Mai pe scurt, ca să vă explic ce s-a întâmplat.
Eu am făcut o grămadă de TNT-uri și am zis, bă, hai să spargem o parte din suprafață, hai să spargem cu TNT-uri, practic. Cum am făcut exact și cu Blue. Săpam două blocuri, puneam TNT, mai mergeam, puneam TNT și așa mai departe. Și a venit un băiat cu sugestia, bă, dar de ce nu faceți voi un tunel până jos la bedrock, după care să puneți, să urcați cu TNT-uri, le dați foc și bum, 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 explodează toate până jos, își fac treaba fără nicio problemă, easy peasy, lemon squeezy. Am făcut chestia aia. Mă, pe o linie singură, dacă sapi o singură gaură și pui TNT-uri și lași vreo două blocuri distanță de la suprafață până ăsta, e ok. E ok pentru că toate lucrurile merg cum trebuie, se face o gaură frumoasă, easy peasy, lemon squeezy, nu e așa mare problemă. Dar ne-am mâncat în fund cu inteligenții ăștia să facem un cub de 3x3 plin cu TNT-uri până sus, fix aici. Și puteți să vedeți și voi rezultatele, adică... Ăla e în siguranță, încă e ok. Bun. Adică vedeți și voi ce s-a întâmplat în puii mei. Dita mai nebunia. Și după aia ne-am mai jucat un pic și cu End Crystal-uri, că de ce nu? A fost distractiv. Adevărul e că am făcut pe aici o tonă de găuri. Holy shit, și acolo. Și cred că încet, încet nu mai avem foarte, foarte mult. Adică uitați-vă și voi câta gaură aici. Ok. Acolo e o gaură destul de mare. În partea alaltă mai există iarăși vreo câteva găuri făcute de Blue și de Dark. Poate o să mor ca un tălâmb. Și cred că dacă ne punem bine într-un live sau ceva de genul ăsta și cu beaconele, ar cam trebui să terminăm toată nebunia asta. Am fost și la cules de sand, dar am cules două șalcări de sand și vă dați seama, deci câte TNT-uri au intrat aici în toată nebunia asta și ce ravage am putut să facem. Deci, domnule, deci, din câte știți, mi-ați lansat mie provocarea aceea pe brasta aiducilor cu ușa pe care eu trebuia să o distrug, cumva, corect? Yes, indeed. Bun. Ideea este în felul următor. Am creat ca un fel de regulă, cum că ușa, să ne imaginăm că ar fi și cea de fier. Adică trebuie neapărat să fie activată de ceva redstone, corect? Aha, ok. Adică e ok? Sunt în continuare pe aceeași lungime de unde? E așa, okay? Așa, continuă. Deci, practic, ca ușa să nu mai poată, practic, ca ușa să fie ok, trebuie activată de ceva redstone, ok? Buton pressure plate n-are importanță, ok? Mm-hmm. Bun. Prima se numește, primul model de ușă, se numește The Worth for Not My Fucking Job Goes To. Și probabil știi și tu mimurile alea care nimic nu funcționează cum trebuie, corect? Ei, cred, nu știu, probabil. Gen, când urc o scară într-un perete, niciun fel de ușă. Deci, din nou, imaginăm că ușa e de fier, da? Și nu poate fi activat nici cum decât de restul. Și deci, practic, ușa e deschisă și deci, tu când treci peste pressure plate, se închide. Exact. Aia ar fi prima idee. Vezi care e eroarea, că după aia poți să fac asta. Păi da, ideea e că trebuie să treci singură dată. Nu mai fi rău. Ok. Asta nu se pune. Nu se pune, mă, serios. Să zicem. Hai să zicem. Bine, trebuie să fac mai bine. Ok, scuze. Gata, bun. O să mai lucrez. Uite, ușa nu e ușa. Asta cred că deja știi ce se întâmplă. Și se întâmplă și super repede, la modul țac-țac, țac-țac. Nice. Da, ok. Ce s-a întâmplat? Hello? Putem băga o sunetare de eroare și să mă întorc imediat? Fuck. Era să mergem pe față. Ai reușit cumva să strici și mecanismul ăsta? Ai, mă. Deci practic eu trebuia să vin și să ajung aici. Și să pic în lavă. Da. Am înțeles. Cam mai era tentativa, dar nu. Nu-mi imaginam că te oprești pe pressure plate. Da, știi, am fost la astea alte și am venit pe pressure plate și s-a întâmplat chestia aia, știi, n-am ajuns la un punct în care să trec prin chestia aia. Și da, ok, mă opresc. Plus că ia în considerare lucrul următor. În momentul în care eu am trecut peste pressure plate, ușa nu s-a deschis, deci am zis ok. Bine, la următoarea poți să stai pe pressure plate. Deci că nu te uitai în sus. Ok, spicul ne-am vin în cap. Da, mă, dar astea-s metode de a mă ucide pe mine, mă, ce dracu. Asta a fost doar bonus pentru mine. Să luăm așa. Ok, și aici? Aia nu-i nimica, următoarea e... clasic? Am supraviețuit. Friday. Trebuie să pun mai multe.
Păi cam aia ar fi fost ideea, știi? În modul, ideea la modul... este că am gândit ușa ca, adică am gândit toată chestia asta ca... fiind o ușă de fier. Cum se... Exact. Și practic să nu, unu, ca să nu poți folosi fără a folosi ceva redstone. Mm-hmm. Și doi, la mână să nu poți să... că prin distrugerea ei mă referam și la o ușă care să nu mai poată fi folosită, adică să nu aibă niciun fel de sens când o vrei. Da, 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 exact, exact. Și o ușă care adică să nu mai poată fi folosită. Și pe asta și asta care practic astea două care practic te omoară pe tine ca utilizator a ușii. Deci practic totul, mm-hmm, din punctul meu de vedere totuși distruse sunt. Păi aia, prin a distruge ușa te poți referi și la simplu fapt că faci ușa nefolosibilă, știi? Adică ori îți apar niște blocuri în fața ei și nu poți să o mai folosești ever ever, ori, știi? Deci nu e neapărat... Mm-hmm. Cam așa o să arate practic când e gata toată nebunia asta. Bine, aici o să fie așa albastru, frumușel sau... Dacă stau mai bine să mă gândesc, am putea să... Să lăsăm albastru ăsta sau să punem un albastru mai închis ca și cum ar fi norat. Mă rog, vedem noi de detaliile respective, dar ceva de genul să arate practic toată nebunia noastră cu frunze și cu chestii și cu trestii. Și dacă ne uităm așa un picuț la copaci, o să ajungem în punctul în care o să vedeți cum am evoluat când vine vorba de copaci. Deci ăsta mi se pare mai ok, un pic ok. Ăsta, uleu, zici că nu-s făcut de mine. Ăsta iar, Și dacă mergem în momentul de față și trecem de la, uite, aici deja am început să fac curburi la copaci. Asta iară e basic. Aici iară am încercat să fac o curbură la copac. Aici iară și un pic, un pic. Asta deja altfel a ieșit. Aici discutăm deja altă mâncare de pește. De asta nici nu mai are să mai vorbim. Cred că o să încerc acum pe finalul episodului să îi fac nebunia asta. Să-i termin aici ochii și să fac gura aia să arate ca al meu. Și ia să ne punem noi ceva mâncare aici. Practic aici am revenit la stilul basic care era acolo. Și după, uite aici copacul frumos. Uite aici copacul și mai frumos. Asta parcă e o tentativă să fie ca șela, dar e un picuț eșuată. Ce vreau eu să vă spun de fapt prin evoluția asta a copacilor care am făcut-o noi în tunelul din Nether e că vorba englezului, practice makes perfection. Adică, dragii mei, că am primit o tonă de întrebări de multe ori. Dacă vreți să construiți mai bine sau să faceți redstone mai bine, să învățați mai mult redstone și chestii de genul ăla, încercați. Nu vă dați niciodată bătuți. Faceți o chestie, poate nu o să vă iasă bine la început, dar continuați să faceți lucrul respectiv pentru că până la urmă să vă faceți un stil al vostru și un stil care arată super mișto. Adică să ajungi de la chestia asta la asta și la asta. Și e, și la asta, deși nu prea-mi place ce se întâmplă acolo, chestia aia de acolo. Dar la asta și la asta, I mean, come on. Totul se face prin exercițiu. Nu vă dați niciodată bătuți. Trust me on this one. Mai mult cam atâta cred că s-a putut. Cam atât am reușit să fac. Și chestiile aia roșii, nu știu dacă o să rămână chestiile aia roșii acolo, că mă cam enervează. Dar există o posibilitate să le las acolo. Adică mă refer la Netherward blocurile alea de acolo. Even though, deși nu prea arată leu, arată mai degrabă a urs din Five Nights at Freddy's. Dacă stai și te uiți așa un picuț la el. Seamănă un picuț. Bine, oricum în mare parte o să vină acoperită toată nebunia, că pe aici o să mai vină niște lemn pus de la copaci, după care o să vină frunze și alte chestii de genul ăsta, dar să zicem că asta e un fel de sculptură pentru intrarea în ferma, din moment ce e vorba despre mob și chestii și monștri și urâtănii și lucruri de genul ăsta. Cam atâta s-a putut face. Atâta m-a dus pe mine capul. Deși din punctul meu de vedere a ieșit destul de mișto toată nebunia asta. V-am zis, seamănă un picuț mai mult cu un urs din ăla din Five Nights at Freddy's, dacă bine țin eu minte. But it's ok, you know, adică cam a. Ne descurcăm. E ok. Dar, dragii mei, cam astea fiind spuse, asta a fost pentru... Shit. Cam asta a fost pentru episodul ăsta.
Eu nu vă mulțumesc foarte mult pentru atenția acordată și că ați fost alături de mine în acest mirific episod. Dacă v-a plăcut, nu ezitați să dați un micuț like pentru Nenea Pufu și dacă nu ați dat un subscribe, e bine, ce mai așteptați? Până data viitoare, dragii mei, aveți grijă de voi, v-am țucat. Toate cele bune! Ciao, les!